Bine v-am regăsit, scumpii mei, cum vă simțiți, sper că sunt toți cu toții bine și eu sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Vă alegeți o ceașcă, ceașca verde deschisă sau verde închisă sau le alegeți pe amândouă la dorința dumneavoastră, dragii mei. Vom deschide pentru următoarele zile să dea Domnul să fie totul bine. Până vă concentrați în ceașca voastră, vă zic la toată lumea, bine ați venit, mă bucur pentru mesajele voastre frumoase, vă mulțumesc pentru timpul acordat, dragii mei, vă mulțumesc pentru susținere, într-adevăr sunt foarte încântată, eu pentru voi mă stărui să vă deschid ca fiecare să aibă noroc în viață, dragii mei, într-adevăr pentru că eu vă doresc doar binele să știți și vom deschide pentru următoarele zile. Nu am să pun dată, dar am să deschid pentru o săptămână de zile, să vedem pentru o săptămână de zile ce vă zice ceștere, să dea Domnul să fie totul bine. Pentru că se apropie și luna aprilie, vom, deschide, vom, turna cositorul și pentru luna aprilie, vom arde toți dușmanii, dragii mei, vom arde tot vrejile, blestemele care le aveți deasupra voastră, deasupra familiei voastre, să dea Domnul să fie totul bine. Dacă vă plac deschiderele în cește, în cafea turcească, dragii mei, este îndeajuns să te abonezi, să deschizi clopoțelul, să fii la curent de toate videurile care le fac pentru voi. Haideți să deschidem și să vedem ce ne zice ceștele noastre pentru o săptămână de zile, să dea Domnul să fie totul bine. Asta este prima ceașcă, dragii mei, vă arăt și vouă. Ca să vedeți și cum am deschis, uitați-vă ce doamnă este aici cu o pălărie în cap, așa este o persoană țanțoșă, dragii mei, asta sunteți voi. Să știți că uitați-vă că mâinile voastre sunt foarte pline cu bani pentru că aici în mâinile voastre aveți un pește mare care îl țineți în mână și aveți o pălărie în cap așa frumoasă. Să știți că uitați-vă, dragii mei, în fața voastră sunt pline cu cadouri, pline cu minuni. Să știți că în fața voastră se așterne o câmpie cu flori, se așterne un miracol în fața voastră, dragi mei. Să știți, într-adevăr, o să aveți o săptămână minunată, o să aveți o săptămână plină cu fericire, o să aveți o săptămână cu bucurie. Știți că în trecut știți că este o vorbă, nu pune totul în cap, dar pune la pălărie, voi așa o să faceți, dragii mei. Să știți că săptămâna aceasta nu o să puneți nicio bârfă, nicio persoană în capul vostru, nu o să vă gândiți la răutăți, nu o să vă gândiți la nimic, o să vă gândiți doar la viața voastră și uitați-vă aici în fața voastră este un inel, dragii mei, vedeți, este un inel foarte mare, cu o piatră foarte mare. Asta ce înseamnă de la cineva poate să primești un cadou sau cineva să te ceară în căsătorie, dacă ai partener sau parteneră poate să te ceară în căsătorie. Să aveți o relație minunată, poate să primești, cum am zis, un cadou, acest cadou nu mai e decât să fie de la soțul tău, poate să fie și de la fiul tău sau de la o prietenă de ta, nu contează dar în fața voastră, dragii mei, este un inel o să primiți un cadou, poate să vă ceară persoana iubită în căsătorie și o să vă bucure foarte mult pentru că uitați-vă, săptămâna aceasta o să aveți minuni în viața voastră, dragii mei pentru că, cum am zis, sunteți îmbrăcați așa într-o rochie, într-o pălărie și sunteți țanțuri și, și vă, uh, sunteți fericite de viața voastră vă fi fericite de mândria voastră o să fiți mândre într-adevăr că pentru orice ușă la care o să bateți o să vi se deschidă și într-adevăr o să aveți minuni pline, o săptămână plină cu minuni dragii mei să știți pentru că o să câștigați și bani, o să scăpați și de datorii, poate să găsiți un loc de muncă și asta pe voi să vă bucure, într-adevăr o să aveți o săptămână plină cu minuni scumpii mei să știți, aici este o caracatiță dragii mei. Aveți așa o ură pe oameni, așa vă întâlniți cu multe persoane că aceste persoane sunt așa, gândesc într-așa fel că vouă vă vine să îi plesniți, plesniți așa din șapte părți, așa, doar tăceți, îi ascultați pe acești oameni și nu ziceți nimic, că voi știți că aceste persoane mint toată vremea, vă spune minciuni sau la, cineva, la altcineva spune minciuni și voi știți că acea persoană minte, dar ascultați acea persoană și vă, Râdeți în spatele ei, dragii mei, și așa sunteți, vă vine câteodată să plesniți acea persoană cu patru capete, dar nu doriți să faceți asta, doar ascultați acea persoană și faceți bine, dragii mei, lăsați persoanele să vorbească ce vor, voi doar ascultați de departe, căutați-vă de viața voastră, căutați-vă de drumul vostru, pentru că multă lume este care, într-adevăr, așa, sunt persoane care învârtește ața pe fus, dragii mei, așa să, să, zic ca să înțelegeți, pentru că multă lume nu face ceea ce uh, nu, nu vă place ceea ce faceți, dragii mei, de aia. Nu este nevoit ca fiecare să se iubească unul pe altul, dragii mei, să știți asta. Voi mergeți mai departe și nu dați cu urechea la o, nici la o persoană. Să știți că aici este un înger păzitor care vă păzește mereu, dragii mei. Voi aici sunteți pe, uh, pe o stâncă, să știți că unele persoane vă simțiți foarte mult în singurătate, așa vă, vă vine să vă urcați pe munți, așa și să strigați în gura mare, să vă descărcați toți nervii, să vă descărcați toată ciuda, să vă descărcați toată ura, dar să știți că deasupra voastră, voi, voi, voi oriunde plecați, să știți că acest înger este în spatele vostru, acest înger mereu este cu voi și vă păzește mereu, să știți că chiar dacă voi sunteți în singurătate, vă simțiți în singurătate, de parcă așa, nu aveți pe nimeni să vă ajute, nu aveți pe nimeni a cui să i spuneți durerile voastre, să știți, dragii mei, vorbiți singuri. De ce vorbiți singuri? Pentru că acest înger este lângă voi și acest înger toată vremea vă ascultă, toată vremea vă mângăie durerile voastre. Să știți, dragii mei, pentru că nu ai nevoie de nimeni ca să te sprijine tu vorbește singur ca acel înger te aude și o să te îndrume la drumul bun pe care îl dorești tu, dragii mei, să știți. Cum am zis, săptămâna aceasta o să aveți o săptămână foarte minunată O să aveți o săptămână plină cu minuni Pentru că săptămâna asta o să fiți mândri de toate lucrurile pe care o să le faceți Că nici voi nu o să vă vină a crede O să se așterne toate, la, toate lucrurile la locul lor Toate pietrele la locul lor Și asta pe voi o să vă bucure Cu cât o să vă, me vă meargă bine Cu cât o să vă bucure viața voastră O să fie plină cu fericire, dragii mei, să știți Aici să știți că este un melc. Doriți să vă cumpărați o casă sau să vă schimbați să vă mutați în altă țară sau să vă mutați în alt oraș sat, nu contează, dar aici văd o mutare. Să știți că o să reușiți să faceți, de parcă văd că acum încă acelea acte încă nu sunt gata pentru această casă sau mai știu aveți ceva ne cu această casă, dar să știți că până la urmă o să treceți la casa pe care o dorești, pentru că aici este o vorbă de o casă, de la un drum lung, dragii. Să știți pentru că aici este un drum lung, apoi acea casă. Să știți că sau tu foarte mult ai. Muncit pentru această casă și până la urmă o să reușești, ai trecut pe un drum lung, așa să zic, ai foarte mult, ai muncit ca să câștigi pentru această casă, dar stați liniștiți că acea casă până la urmă o să fie a voastră și o să trăiți în liniște, în pace și în fericire în acea casă, dragii mei. Cu sănătate aveți grijă de durerile de cap pentru că săptămâna aceasta puțin o să vă doară capul, poate să fie de la anotimp, poate să fie așa să migrenă, poate să aveți, și să vă apuce durerile de cap, dragii mei, fiți atenți. În afară de asta o să aveți o săptămână plină cu minuni numărul 1, dragii mei, să știți. Dorința voastră încă este în așteptare și uitați-vă, dragii mei, cum am zis, săptămâna aceasta o să fie o săptămână plină cu minuni pentru că tu o să fii cu steaua în frunte, tu o să fii cu toate bucurile în fața ta, în casa ta, să știți, dragii mei. Săptămâna asta este pentru voi plină cu minuni, să știți. Să vedem și numărul 2, ce ne va zice? Asta este numărul 2. Vă arăt și vouă, ca să vedeți. Vă arăt și vouă, ca să vedeți și voi. Uitați-vă, dragii mei, aici este un copil mic să știți că poate, dar acest copil se va naște în curând sau este în pântecul mamei sau s-a născut acest copil în casa voastră un nepot ceva sau poate de la o prietenă un prieten nu contează sau acest copil s-a născut sau așteptat să se nască acest copil, dragii mei, să știți că acest copil este un băiat și într adevăr o să intre o bucurie în viața voastră sau poate să fie un fiin de al vostru, poate să fie un verișor de al vostru, nu contează, dragii mei, dar să știți că acest copil o o să între în casa voastră și o să vă aducă mare bucurie. Chiar acest copil se va naște cu norocul lui, să știți, pentru că cum o să între acest copil în casa voastră, toată familia toată, se va schimba așa spre bine, să știți, pentru că, într-adevăr, chiar dacă mai știu ai, o soacră care nu te dorește, să știți, să, după acest nepot, acea soacră de, de acum încolo o să te dorească, pentru că o să iubească nepotul ei, și o să vă accepte în viața lor, dragi mei, și așa poate să fie, poate că nu vă înțelegeți acum cu soacrele, nu vă dorește, nu vă vrea pentru fiul lui, dar să știți până după ce se naște acest copil, acea soacră o să vă accepte și o să vă dea voie să intrați în casa ei și o să fiți o familie într-adevăr unită și o să aveți fericire cu acest copil, să știți. Aici văd două inimi, să știți că este o inimă întoarsă cu fața în jos, în jos și una în sus. Asta vă arată că sunteți supărați cu persoana iubită și de parcă așa a fost între voi o ceartă din cauza unei gelozii. O persoană s-a băgat în relația voastră și a răscolit totul între voi ca să vă despărțiți. Vă văd așa supărați unul cu altul, dar să știți că în curând o să vă împăcați înapoi pentru că acea persoană care s-a băgat între voi, Poate să fie o cumnată de-a lui, poate să fie o fostă iubită a lui care s-a băgat în relația voastră și voi din gelozie v-ați certat, să știți că o să vă împăcați foarte repejor pentru că voi vă iubiți, dragii mei, unul cu altul, să știți, dragostea voastră este foarte mare, dar din, puține, din cauza această gelozie, a fost niște neplăceri între voi, să știți că acest bărbat a uitat de mult acea lantă persoană, fosta lui a uitat-o de mult și într-adevăr vă iubește, să știți că relația voastră se va sfârși cu bine și relația voastră o să se ducă până la sfârșit bătrânețe, pentru că îmi arată că o să aveți și doi copii, dragii mei, să știți, sau dacă sunteți căsătoriți, dragii mei, să știți, poate să fie și așa, a trecut printre voi o ceartă din cauza unei gelozii, dar să știți că voi învinuiți acel bărbat pe nedreptate pentru că acel bărbat nu are nicio vină, să știți că acel bărbat este mereu cu gândul și cu inima la voi, doar voi acum, așa cum am zis, sunteți geloase foarte tare pe acest, asupra acestui bărbat, cum am zis, stați liniștiți că o să fie relația voastră foarte bună mai departe. Persoanele de la 53 de ani în sus care sunteți singure, să știți că și voi o să găsiți persoana potrivită sau poate că aveți în gândul vostru așa o persoană care vă sunteți într-o prietenie așa simplă, dar să știți că această prietenie o să se transforme într-o dragoste pentru că văd persoanele de la 53 de ani în sus care sunt văduve și sunt, sunteți singure. Bărbat pe femeie nu contează, dragii mei, să știți o să aveți o relație foarte frumoasă, această, acest bărbat sau această femeie care o să intre în viața voastră, să știți că o să fie din zodia Taur și într-adevăr o să fie o persoană puternică care să vă ajute în toate lucrurile, care să vă dea energie, care să vă dea uh, speranțe de viață, dragii mei, să știți, într-adevăr, o să aveți o relație foarte, foarte minunată. Aici este litera H, A, D, F. Persoanele care sunteți cu aceste litere în nume sau prenume. Să știți că o să aveți uh, o pagină nouă în viața voastră, sau poate să faceți cunoștință cu aceste litere, dragii mei, cu aceste persoane, că o să aveți de la aceste persoane un ajutor, că în viața voastră se va, o să se schimbe viața tre spre bine. Dacă sunteți așa într-o încurcătură, așa sunteți în niște probleme, nu puteți ieși, așa poate că cum să zic, nu vă găsiți de muncă sau poate aveți datorii sau aveți judecată, ceva, sunteți într-o încurcătură și nu puteți ieși de acolo, să știți că aceste litere o să vă scoată din aceste greutăți, dragii mei, sau o să faceți cunoștință cu aceste persoane care să vă ridice din greutățile pe care sunteți acum, pentru că văd aici o adunare, aveți așa o adunare, poate să fie la locul de muncă, poate să fie în altă parte, să știți că faceți așa o discuție și această discuție tot se termină cu bine, pentru că, cum am zis, de la aceste persoane o să aveți un mare ajutor, că o să vă ridice în picioare și o să vă scoată din toate greutățile, pentru că, cum am zis, o să aveți schimbări în viața voastră, treptat, pentru că sunteți acum într-o nelămurire, sunteți așa în niște greutăți și nu puteți ieși de acolo dar o să ieșiți, stați liniștiți dragii mei, aici văd o femeie să știți că această femeie de parcă sunteți așa aveți dureri de burtă, dureri de stomac aveți așa niște probleme cu burta, dragii mei, pentru că, într-adevăr, aveți foarte mari dureri, că câteodată când vă apucă aceste dureri, vă țineți de pereți, fiți atenți cu sănătatea la burtă, la stomac, mai știu eu de ce vă zic asta, fiți atenți ce mâncați, ce beți, pentru că poate să trăiți o, o trăvire, dragii mei, și asta poate să ajungi până la urgență, la spital, că asta mi-arată că chiar și vă pune și la mână, cum se zice, serum, serum, în limba turcească, serum, nu știu cum se zice în în română voi corectați-mă dragii mei. Serum în turcește, dar în românește nu știu cum se zice, în mână care se pune, pentru că asta îmi arată, asta se, se vede în cafea, să știți. Și o să aveți o bucurie în viața voastră, dragii mei, să știți că în casa voastră într-o fericire nemaipomenită. Dacă aveți copii departe de voi, să știți că o să se întoarcă copiii înapoi la voi și o să aveți o fericire o bucurie, pentru că acum, de parcă aveți așa deasupra voastră o pierdea neagră și sunteți triști pentru că copiii a plecat de lângă voi, nu vin lângă voi și vă este dor de copiii voștri, să știți că copiii voștri se vor întoarce în casa voastră, o să aveți o bucurie foarte mare și acea pierdea neagră care, acea, cum să zic, acum știți așa, sunteți într-o durere că nu vedeți copiii, duceți dorul de acești copii, dar cum va intra copiii în, în casa voastră, se va termina totul și o să se schimbe treptat viața voastră, dragii mei, să știți. Să știți că vă vine în trei părți bani, pentru că acești bani sunt aproape de voi, de la, liter, de la o persoană cu litera Z în nume sau prenume, să știți că o să primiți acești bani în trei părți. Poate că să aveți datorie, are datorie la voi sau poate că cineva să vă trimată bani în trei părți pentru că sunt în gură acești, acești, acești bani și este de la o persoană cu litera Z în nume sau prenume, dragii mei, să știți. Și acești bani, într-adevăr, o să vă prindă foarte bine pentru că cum primiți acești bani, aici inima voastră este, se deschide, să știți și uitați-vă aici de parcă Știți cum înflorește floarea, așa voi o să fiți fericiți când o să între acei bani în mâna voastră pentru că într-adevăr aveți nevoie de acești bani. Cineva poate să vă dea un ajutor, poate cineva să, sau să primiți la locul de muncă să vi se mărească salariul. Nu contează, dragii mei, mai pe scurs să știți că o să vă între de 3 ori bani în mâinile voastre și o să vă faceți toate problemele pe care le aveți în viața voastră, tot ce este financiar, ce aveți de plătiți, să știți că o să plătiți și o să vă ușurați așa de parcă de deasupra voastră se va ridica o piatră pentru că acum sunteți așa în datorii mai știu să știți că o să aveți o persoană care să vă scoată din toate datoriile. În gura uh, ușii voastre este un cucoș care cântă, vă aduce o veste minunată în casa voastră. Această veste pe voi o să vă bucure foarte mult, că o să săltați de fericire. Să știți că și voi o să aveți o săptămână într-adevăr minunată, dragii mei. O să fie cu bine. Chiar dacă sunteți în greutăți, chiar dacă sunteți cu lacrimi în ochi, să știți că o se va găsi persoane care să vă ridice dispoziția și care să vă uh, facă să zâmbiți, dragii mei, să știți. Dorința voastră și la voi încă este în așteptare și uitați-vă! Cum am zis, dragii mei, în casa voastră o să între copiii voștri, o să între fericire și o să aveți o minune și o să vă bucurați de toate persoanele care vor intra în casa voastră. Uitați-vă, aici este un copil între și nepoții în casa voastră, aici este o pisică care nepoții voștri e, iubește acea pisică în casa voastră. Uitați-vă, două feți sunt aici, uitați-vă, aici este un bărbat, dragii mei, vedeți? Uitați-vă ce bine! Ochii, nasul, gura. V-am zis că feciorul vostru sau fiul vostru, mai știu eu pe cine așteptați voi, va intra în casa voastră, uitați-vă ce bine. Ochii, nasul și gura. Și să știți și aceasta, iar, iar aici este un bărbat, să știți că în casa voastră, fiul vostru sau cine mai așteptați pe soțul vostru, uitați-vă și aici este o casă, vedeți? Acoperișul casei, să știți că în casa uitați-vă și acea pisică, vedeți și acel copil care iubește acea pisică și acel bărbat Acea casă, să știți că vă așteaptă o săptămână plină cu minuni, uitați-vă ce bine Pisica, copilul, fața, se vede foarte foarte bine acea față, uitați-vă, ochii, nasul, gura, se vede foarte foarte bine Și acel acoperiș, acea casă, dragii mei, să știți, într-adevăr a ieșit foarte foarte minunat, să știți nici nu m-am așteptat, v-am arătat și vouă ca să vedeți și voi. Așa, scumpii mei, eu vă doresc o duminică cât mai frumoasă, aveți grijă de voi, eu vă iubesc, la revedere!